și bine v-am regăsit! Astăzi m-am întors aici cu un nou video și adică video haul pentru uneori o să vă arăt primele cumpărături care le-am făcut pentru bebe. Eu încă nu știu dacă o să fie fetiță sau băiat, dar cred cam toate mămicile sau care, toate femeile care, care o să devină mămici, nu am rezistat la tentație și am cumpărat niște lucrușoare. Aceste lucruri le-am pus în această cutie și haideți să vele arăt. Începând, avem o salopetă de blugi, care mi s-a plăcut foarte, foarte, foarte scumpă, în sens că dragă, nu că scumpă, pentru că am cumpărat-o de la Lidl și am plătit-o 4,90 €. Și aceasta este măsura 2-4 luni. Și este această salopetă. Sper să se vadă. Îmi cer scuze că nu mă ridic de pe pat ca să vă arăt bine eticheta, dar la un moment dat să mă mir și să vorbesc, îmi ia suflarea mea aer și încep să gâfâi și nu-i frumos. Oricum, aceasta este salopetă, mi-a plăcut foarte mult și am cumpărat-o, mai ales pentru că costa nimica și pentru că cred că pot să o abinez și la fetiță și la băiat. Basta să pun o bluziță albastră sau roz. Și acesta este primul lucru. După care am cumpărat niște, să spunem așa, majoritatea lucrurilor. Vabbè, scuzați-mă, chiar mă cred că sunteți obișnuiți cu mine. Oricum, de la Chiavi. Prima, vă arăt aceste două lucrușoare care mi-au fost făcute cadou de la o prietenă mea, pentru că când m-am dus și am făcut cumpărăturile, au venit cu mine și eu mi-au spus, nu, aceasta ți le cumpăr eu, aceasta ți le cumpăr eu, cumpăr eu, de asta am și eticheta cu prețul pe ea, pentru că eram de față, pentru că eu le-am ales și ea doar le-a plătit. Prima chestie sunt acești papuci, care mi-am plac foarte, 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 foarte mult, așa, cu alb, cu gri și cu aceste linii făcut din culoarea aceasta tip lime, deci nici galben, nici verde și am fost cumpărat de la Chiavi. Acesta este măsura 0-3 luni și au costat 7 euro. Eu sper să se vadă. Îmi cer scuze că nu mă ridic, sincer. Și acele au fost cumpărate de o prietena mea împreună cu această bluziță. Această bluziță este măsura 3 luni, 100% bac, simplă, albă, cu mânecuțele lungi. Și deasupra e scris în franceză și este scris gentil come mama, fio come papa. Adică gentilă, nu știu cum să spune în română, ca mama și obrăznicut, să spunem așa, ca tata. Oricum, mi-a supărut foarte drăguță și mai ales tot de la Chiavi, măsura 3 luni, dar o costă numai 2 euro. Ceea ce mi se pare un preț foarte bun, mai ales pentru că nu era un scont. Deci acesta era prețul efectiv la această bluziță. Și aceasta pot să o abinez și la băiat și la fetiță. După care, de la Chiavi, acestea le-am cumpărat eu. Era un set de 5 body, la un preț de 9,90 € sau 99, oricum. Și adică nici 2 euro bucata și mi s-a părut foarte, foarte bun prețul. Unica chestie că măsura aceasta este de 9 luni, pentru că
dacă mi-aduc aminte bine, m-am gândit, pentru că să fie așa un pic mai, fiind așa un pic mai subțire și cu mânica lungă, măsura de o lună nu era, era numai măsura 3-6 luni și dacă copilul se naște la sfârșitul lui august, facea nu aveam cum să le cumpăr, cum să îi le pun. Așa că am luat măsura de 9 luni și unul este acesta și deasupra este scris Mama Love Me, adică mama mă iubește. Și mi se pare foarte, foarte drăguț, este un body foarte simplu care se deschide aici jos și cu mânecuța scurtă. Acesta este unul. După care, acesta este al doilea. Acesta este de o culoare, un alb murdar, să spunem așa. Și foarte simplu, vedeți? Și acesta e ușor de abinat. După care, acesta e al treilea. Și e aceeași culoare care are lineile pe păpucei. Așa. Și mie îmi place foarte, 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 foarte mult această culoare. Ok? După care avem acesta alb cu un elefant desenat deasupra, care umflă un balon cu stele. Așa. Și ultimul, al cincilea, avem acesta cu alb cu steluțe gri. Vedeți? Sunt foarte, foarte simple. Și repet, pentru 2 euro bucata nu mi se pare scump. După care, tot de la Chiabi, am cumpărat acest set de sincer să fiu, nu mi-aduc aminte cum se spune în română. În italiană se spune tutine. Aici nu știu cum se spune. Oricum, este măsura o lună, 100% bumbac și acestea le-am plătit tot 1,99 euro, toate trei. Vedeți, este așa, cu piciorușe cu tot, mâneca lungă și la spate are năsturei ca să fie îmbrăcat și schimbat pe împărsul. Și aici deasupra este această culoare maronie și este scris mama plus tata egal cu eu. Și mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Tot de la Chiabi. Acesta este la fel ca bodele, alb cu steluțe. Vedeți? Alții nu, uite, acum am băgat de seamă. La body steluțele sunt gri, de pe tutină sunt maronii. Și așa nu am cum să le abinez pentru că bodele este de 9 luni și tutina este de o lună, deci oricum nu pot să le abinez. Și ultima este tot la fel cu un elefant și acesta este făcut într-o culoare maronie, însă bodele este de culoare gri. Așa, după care tot de la Chiavi am cumpărat aceste mânușele care se le pun atunci când naște, pentru că să știe că copiii abia născuți când se nasc cu unghiile lungi și ca să nu se zgârie, le-am cumpărat acestea, le-am plătit vreo 2-3 euro, nu mai mult, erau puse așa împreună, mănușelele, și după care am cumpărat acești papucei, poate, cum să spun eu, foarte moi, foarte făcute așa din pluș, din nu știu cum. Și deasupra, pare rău că nu se vede pentru că ața este aproape de aceeași culoare a papucului. Este scris mama plus tata egal cu eu. Și aceștia toți de la Chiabi. Este măsura 0,3 luni și le-am plătit 2,99 euro. Sper să se vadă. Ok, de la Chiabi am terminat. După care am cumpărat de la Ikea, știu că este prea de vreme pentru că este timp de așa, nu știu, le-am găsit, mi-au sărit așa la ochi, costau 1,99 euro și adică aceste linguriți făcut din plastic, din material pentru copii mici și eu am aprofitat pentru că îmi place culoarea verde și mi-a plăcut și am spus, oricum m-am gândit la asta că nu strică și le-am cumpărat. După care am cumpărat aceste patru lucrușoare, să spunem așa, 5, pardon,
este, trebuie să spun adevărul, m-am lansat un pic în culoarea băieților, pentru că este culoare albastră, să spunem așa. Dar pentru prețul care era, nu am rezistat și le-am cumpărat oricum. Și mintea mea am spus, ok, chiar dacă este fată, sunt niște bode, ele pun de sută, nu se văd și... Bă, bine că o zic. Oricum. Acesta este un bode 3-6 luni, 100% bumbac. Și este așa, se prezintă, este alb, cu niște dungi albastre, cu niște ursuleți și niște iepurași desenați deasupra. Și acesta alb cu doi ursuleți, două ursulețe, de fapt, că văd că sunt au fustuțe și flori în păr. Deci, așa. Și pe aceste două body am plătit 5 euro, mi se pare, sau 4,50 euro, nu mă duc aminte, oricum. 2 euro și ceva bucata. Deci foarte, foarte puțin. Așa că le-am cumpărat. Și din același motiv am cumpărat și aceste 3 body. Tot așa, acestea le-am plătit vreo 6 euro, adică 2 euro bucata. Vedeți, este un hurțuleț cu niște biscuiți și acesta, da, este de culoare albă și albastră, dar repet, m-am lansat și le-am cumpărat. Acum să vedem dacă o să fie fetiță, o să vedem, ori o să le pun și nu dau de seamă sau o să le țin acolo și o să vedem. Și acesta este foarte simplu alb, așa că acesta merge bine și pentru fetiță și pentru beată. Aceasta tot, asta e măsura 3 luni. Uite așa. Și ultimul, am cumpărat aceste babețele de la OBS, de la linia Fagottino și am plătit 4,99 euro. Nu știu că aveam eticheta undeva. Uite aici așa. 4,99 euro, sper să se vadă. Și este foarte, sunt foarte simple albe cu bordul galben. Pe o parte s-a scris My Little Star și pe partea alaltă s-a scris Little Star. Și pe o parte sunt niște șoricei și pe partea cealaltă este o pisicuță. Uite așa, prima parte și a doua parte. Și ce să vă spun, acesta a fost tot. Eu acum pot să iau și să apuc să încetul să spăl toate lucrurile și să le pun la locul lor. Sper că acest video să vă fi făcut plăcere, să vă fi dat un sfat, să spun, sau o idee unde puteți să vă duceți să cumpărați sau mai știu eu ce. Vă transmit urările mele, vă invit ca întotdeauna pe pagina mea de Facebook și pe contul meu de Instagram, vă las jos în info box toate datele. Eu vă salut și sper să ne revedem în curând cu un nou video. Pa, pa!